Bună tuturor, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi revin cu un video ce mi se pare așa un pic ciudat să-l filmez acum, pentru că nici măcar 3 luni n-au trecut de când am filmat videoclipul meu cu rutina de îngrijire a părului de atunci. A trecut repede timpul și vă zisesem eu că una din astea lucrurile în care eu vreau să investesc în 2021 e asta cu părul, să îmi cumpăr produse mai profesionale, să încerc chestii noi, să am mai multă grijă, practic, de tot ceea ce înseamnă părul meu. Și zis și făcut, bine, aici să vă vorbesc despre niște produse pe care le-am testat de ceva timp și despre care am o părere clară, răspicată și cred că ar trebui să vă aduc așa în atenția voastră produsele astea, mai ales pentru că nu știu cum sunteți voi, dar eu am înnebunit cu vopsitul, am înnebunit cu, nu știu, toate transformările astea ce le văd, mă bate gândul, ba să mă vopsesc, ba să-mi fac șuvițe, ba iar să mă vopsesc, ba... Am înnebunit complet. Dacă aveți un păr cumva, eu știu, greu de descurcat, dacă aveți un păr destul de prăjit în urma vopsirii sau dacă aveți un păr, nu știu, degradat, cu fire despicate, rupte... mai așa, mai fai de capul lui cum e a meu, aveți nevoie de ceea ce urmează să vă vorbesc în videoclipul de astăzi. Cu siguranță ați văzut din titlu despre ce produse o să vorbesc, pentru că mă gândesc să includ chestia asta și în titlu, poate chiar și în thumbnail-ul videoclipului, deci vorbim despre Londa astăzi. Am încercat un set de la ei, setul se numește Visible Repair, l-am cumpărat de pe Esteto, fără nicio legătură, sponsorizare sau ceva, deși mi-aș fi dorit, dar cu toate astea, produsele sunt mega, mega faine. Le găsiți la un preț foarte mic. Eu pe setul ăsta am dat undeva la 150 de lei, ceva de genul ăsta. Bine, fără transport, asta este evident. Cu transport, mai mult. Dar ideea în sine e că setul este la un preț foarte, foarte mic și la un preț foarte bun. Vreau să vă spun că am schimbat absolut tot ceea ce înseamnă rutina mea de îngrijire a părului acum. Șampon, balsam sau mască, tratament sau ser, ce foloseam înainte, nu mai folosesc nimic. Din ce v-am arătat în videoclipul acela și acum mă concentrez să folosesc doar astea trei produse despre care urmează să vă vorbesc. Ce să vă mai spun? Peste tot cu siguranță o să găsiți niște lucruri foarte faine pentru păr. Eu după ce o să mi se termine setul ăsta sau poate chiar foarte curând, nu se știe ce mă mai apucă pe mine, să-mi încerc și altceva. Ce vreau acum să încerc este de la... nu mai știu cum se numește, dar în tot cazul este altceva, nu este Londa. Și am văzut la ei că mai au și setul acela cu keratină în tot cazul sau ceva de genul, infuzie, în fine, zona aia cu keratină și vreau să încerc și setul ăla. Deci după ce o să mi se termine asta, văd eu pe ce o să mă acces. Ideea videoclipului e că dacă voi aveți un păr degradat, un păr prăjit, eu pe limba mea eu îi spun prăjit. Dacă aveți un păr prăjit care nu mai revine la viață cu orice ați încercat voi, setul ăsta sunt convinsă că o să fie pe placul vostru. Dar este o problemă aici. Dacă aveți un păr foarte gras sau chiar gras, nu trebuie să fie foarte, trebuie să fie un păr gras sau care să aibă o ușoară tendință să se îngrașe, e posibil ca produsele astea să vă îngrașe și mai rău părul, pentru că sunt foarte hidratante și oferă un aspect părului de mătase, practic, ca la salon. Și atunci tendința aia de păr ca la salon se duce ușor înspre foarte hidratat, înspre foarte gras, cu uleiuri în zona aia. Și atunci să știți că dacă aveți un păr gras, nu știu cât produsele astea să fie ok. Este interesant e că deși eu am un păr gras, chiar destul de gras, măi, produsele astea nu mă îngrașă părul. Adică e normal să mă spăl odată la 2-3 zile, dar cu toate astea părul meu arată foarte, foarte bine după ce mă spăl cu produsele astea. O altă chestie ce ar trebui să vă spun este că, într-adevăr, dacă înainte puteam să stau 3 zile, acum o să stau 2 zile, da? Să mă spăl pe păr. Fără să arate un pic ciudat. Eu sunt destul de nebună la faza asta, că nu-mi prea place să arate părul ciudat și atunci mă spăl destul de des. Dar dacă aveți, repet, un păr vopsit, cu siguranță setul ăsta este pentru voi. Eu plănuiesc să mă vopsesc. M-am vopsit. Nu știu dacă se vede, m-am vopsit o nuanță așa mai
mai ușoară ochiului, aș spune eu, nu atât de... Eram un castaniu foarte închis înainte sau negru, se ducea spre negru în tot cazul părul meu natural și acum e mai bronzi, după cum vedeți și look-ul de astăzi e mai bronzi. Dar, deci, să vă vorbesc despre produse, dacă toată lumea așteaptă asta. Deci, începem cu șamponul. Eu mi-am luat varianta asta mare la toate, pentru că asta e varianta aceea la 150 de lei de care vă vorbeam. Și ulei. Ăsta este un tratament, ăsta este un șampon. Despre șampon pot să vă zic că e bestial. Mirosurile produselor nu sunt wow, nu e ceva incredibil, nu miroase nici a floricele, nici te vine să vomiți, miroase acceptabil, ca un șampon, bănuiesc eu profesional. Care e faza cu șamponul ăsta? Dacă, repet, aveți un păr gras, e posibil ca dacă vă șamponați cu șamponul ăsta, să vi se pară practic că n-a făcut mare lucru. Cumva să vi-l lase destul de încărcat, dar, repet, eu vă recomand produsele astea pentru cineva care se vopsește. În general, se vopsește sau plănuiește să se vopsească și are nevoie de niște produse care să întrețină cumva părul ăla ce o să fie prăjit. Mă înțelegeți la ce mă refer? Deci, șamponul face spumă, destul de multă, îmi place foarte mult cum îmi lasă părul după. E genul de șampon care nu-ți lasă părul ca și cum ar scârțâi de curat. Nu e genul de șampon, îl curăță, dar într-adevăr e o curățare mult mai blândă, dacă e să mă întrebați pe mine. Nu e ceva care efectiv să-ți simți părul uscat și stos de fiecare urmă de ulei din scalp. Nu. E blând, curăță, dar are un efect destul de hidratant pe care îl lasă părul, ceea ce evident, este perfect pentru cineva care se vopsește în continuu. Ceea ce ador eu este, evident, tratamentul ăsta, Visible Repair, care este cu extract de mătase și ulei de migdale. Hai că e interesant și asta. Ce zic ei aici este că repară în profunzime părul deteriorat. Reface structura firului de păr, lăsându-l mai moale, mai strălucitor. Este cu extract de mătase și ulei de migdale, da. Trebuie să lăsăm vreo 5-10 minute pe părul umed și ne facem noi restul treburilor. Și da, se pare că după ce folosim tratamentul ăsta o să avem un păr incredibil. Și într-adevăr așa e. În momentul de față nu se vede, dar după ce te speli cu produsele astea, nu știu de ce, care e șmecheria, cum, e că, practic, părul meu este drept. Drept după ce folosesc produsele astea, nu acum, asta este a doua zi de spălare, de când m-am spălat, de fapt, nu de spălare, a doua zi de când m-am spălat pe păr. Și arată bine, adică nu puteți spune că arată rău, nu arată gras, nu arată nicicum, că eu vreau să mă spăl des, asta e problema mea pe cap. Legat de miros, mirosul este la fel, consistența este faină, este foarte grasă produsul ăsta, are o consistență grasă, deci e ceva nu foarte lightweight, dacă e să mă întrebați pe mine. Genul ăsta de set este potrivit pentru orice tip de păr, fie că e el subțire și mai pui mai puțin pe el, fie că e el foarte gros firul de păr, pentru că are chestia asta de a pătrunde practic în firul de păr și a lăsa foarte, foarte moale. Nu vreau să vă spun cum simt părul după ce folosesc tratamentul ăsta. Ca și cum aș, nu știu, ca și cum aș pune mâna pe mătase. Deci e foarte fin, foarte mătăsos la atingere și îmi place foarte, foarte mult. Iar în combinație cu uleiul ăsta de păr, pe care îl aplic după ce mi-am clătit tratamentul ăsta din păr și termin și eu și îmi pun prosopul, după aceea pe părul umed aplic uleiul ăsta, serul ăsta. E de fapt un ulei foarte ușor, nu încarcă deloc părul. Mie îmi place îndrag produsul ăsta, mi se pare că este potrivit pentru niște vârfuri despicate. E vis. Chiar nu mai am probleme cu părul să-mi stea, să nu-mi placă cum arată, să... Nu mai am probleme de genul ăsta. De fiecare dată când mă spăl pe cap știu că părul meu o să arate bine în ziua aia până la sfârșitul zilei. Evident, a doua zi, după cum vedeți, eu am niște ușoare onduleuri așa prin el, că așa mi-e părul meu, nu am ce să-i fac. Dacă nu bag placă în el, n-am șanse să stea prea mult drept. Și atunci, bine, mai am și o tunsoare foarte foarte ciudată, însă nu vorbim despre tunsoarea mea, pentru că m-am tuns singură acasă și cred că se observă chestia asta. Băi, părerea mea e că mă prinde, practic. Parcă îmi conturează cumva așa fața, dar trebuie să vedem ce facem. Știți ce m-am gândit să fac? M-am gândit să îmi fac breton.
Bine, nu bretom pe toată fruntea, pentru că nu o să-mi stea never. Dar gen, nu știu, așa niște layers aici în față și poate să mă vopsesc. Și... Da, am nebunit cu vopsitul. Deci, nu știu, în continuu mă uit zilele astea la fete care cum se vopsesc acasă. Care, măi, mă bate tare rău gândul să fac un vlog în care să vă iau cu mine așa. Cum mă duc eu să-mi iau vopsea, cum mă duc să mă vopsesc singură, cum... Deși acum ceva timp m-am vopsit, acum vreo săptămână și nu, vreau să fie și mai deschis. Vreau să fiu așa un blond, un... Nu, am înnebunit complet, am înnebunit complet. Deci, da, cam atât cu setul ăsta, nu știu ce să vă mai spun, nu sunt eu foarte familiarizată în general cu genul ăsta de videoclipuri, nici nu m-am uitat să văd despre ce vorbește lumea când face videoclipuri de genul. Mă refer aici la review, evident, că vă vorbesc despre niște produse. Am vrut să vă arăt rutina mea de îngrijire a părului din momentul de față, pentru că sunt produse bune. Foarte bune. Deci le-am testat pe pielea mea, pe părul meu. Sunt super faine. Își merită fiecare bănuț și cred eu că varianta aia cu keratină e posibil să fie și mai faină decât asta. Sunt foarte curioasă. De-abia aștept să pun mâna și pe setul ăla și să fac așa poate și vreo comparație în viitor. Vedeți? Câte idei am! Câte idei am! Numai timp să am să le pun în practică. Bine, fetelor, eu v-am pupat, vă doresc toate cele bune, sper că v-a plăcut videoclipul, dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi arătați, să-mi dați un like, urmăriți-mă pe Facebook și pe Instagram, linkurile ca de obicei sunt în bara cu descriere și da, cam atât, nu mai știu ce să vă mai spun, nu mai știu cu ce să mai lungesc vorba, că eu tot așa aici aș vorbi și aș vorbi și aș vorbi. Am nebunit complet. Ne vedem la următorul video. Pupici! Ciao!